Am revenit, dragi telespectatori, petrecem împreună aici la EMI-TV cu Maria Rotaru, interpretă dragă și iubită de dumneavoastră, dar și colegă dragă mie, și-a lansat cel mai frumos album, cea mai frumoasă realizare, da? Unde ești, copilărie. Și citeam aici despre cuvinte alese frumoase și speciale ți-a scris doamna etnomuzicolog Daniela Roxana Gibescu. O salutăm, poate cumva ne urmărește. M-am bucurat că, uite, am participat și eu la festivaluri și am întâlnit-o pe doamna Roxana și am primit multe sfaturi de la dumneai, probabil ca și tine. Așa cum îți menționam puțin mai devreme, am fost susținută de oameni speciali în realizarea acestui album și sunt onorată pentru faptul că am avut-o alături și eu am alături pe doamna Gibescu, un etnomuzicolog și un specialist în această direcție, în această latură a folclorului. Și pentru că dumnea ei, într-adevăr, are o experiență aparte și este un om care știe să ofere sprijin artiștilor tineri și nu numai. Într-adevăr, o întâlneam în festivalurile... Ai obținut foarte multe premii, tu cele mai importante, da. Așa, aproape de sufletul tău, care crezi tu că ar fi și te-au ajutat în carieră sau nu? Foarte mult m-au ajutat. Primul meu premiu și cel mai important a fost la vârsta de 18 ani, am câștigat premiul întâi în cadrul Festivalului Național Maria Tănase. Și am participat acolo, da, e un 95 înaintea ta participat. A fost ca o portiță deschisă pentru o rampă tânără, de lansare, cred eu că a fost pentru tine. Mai mult sau mai puțin pot spune asta, da? Pentru că iar am făcut o pauză după acest festival. Nu m-am ținut în această breaslă, mi-am dorit foarte mult să studiez muzica, să studiez laturile muzicale și nu numai folclorul, și am mers către Ardeal. Acolo am întâlnit oameni minunați, profesori și dascăli care și-au pus amprenta în cariera mea muzicală. Și de altfel am cântat alături de interpreți de marca ai muzicii populare mai târziu. Dar... Avem un telefon și aș vrea să spunem alo. Alo, bună seara. Bună seara. Distinse, frumoase și valoroase doamne. Bună seara, doamna Mariana, v-am recunoscut, doamna Mariana de la Bistreț. Doamna Mariana, vai ce mă bucur să vă reaud. Doamne, bune la tot ce înseamnă profesional în cântecul popular. Mulțumim. M-a emoționat foarte. Vreau să mă refer în primul rând la invitata noastră, doamna Betty. Cu drag, pe ea o sărbătorim în această seară și albumul ei minunat. Da, dânsa se spune totul prin prezența scenică și prin cânte. Mulțumesc. Iar eu pot să spun doar atât, că toate calitățile pozitive care le are o diferențiază, o face să fie altceva în cântecul popular. Vă mulțumesc. Îmi prețuiesc aura de înger păzitor care reflectă și asupra mea. Știe să evalueze perfect pe cei ce cântă și pe cei ce încearcă să cânte. Și vă felicit. Chiar dacă aurul dăm să îl păstrăm la Radio Craiova, când îl ascultăm și îl privim și ni-l punem unde trebuie, are o strălucire mult mai puternică. Vă prețuiesc. De fiecare dată când am avut ocazia să intru în direct cu dumneavoastră, am spus că vreau să vă văd mai des. O să vedeți de acum încolo, o să vedeți. Vă promit. E prea puțin pentru valoarea dânsei. A spus că a făcut o pauză, dar a revenit. Alții ne stresează care nu au ce spune și ce arăta. Mare dreptate aveți. Maria Rotaru,
stă la păstrat acolo la Radio Craiova. De fapt, dânsa și când vorbește, cântă. Exact, să știți că asta face. Sper să nu recușesc din cauza emoțiilor. Sunteți o scumpă, doamna Mariana, să vă dea Dumnezeu sănătate și mulțumim din suflet că ne sunteți aproape de fiecare dată cu, uite, atâta frumusețe sufletească prin... Dăm vorba voie, dumneavoastră. Dăm voie să spun că oameni minunați ca doamna Mariana de la Bistreți aduc un plus și o etichetă artiștilor. De ce spun asta? Pentru că numai în suflete alese și binecuvântate de bunul Dumnezeu, de acolo, de la rădăcina inimii, pot să răsune asemenea cuvinte. De ce spun? Pentru că noi simțim prin cuvânt, prin cântec, noi transmitem. Aura de care vorbea dumnea ei este transmisă prin echilibrul nostru emoțional și prin tot ceea ce oferim publicului. De altfel, da, nu cred că am ținut doar să păstrez. Cariera mea profesională s-a îndreptat către radiodifuziune, către, de tot aproape, către partea radioului, însă eu am, mi-am dorit de 11 acolo? Ani. Sunt 11 ani pe care mi-am dedicat acestui post de radio, Radio Oltenia Craiova, și bine, nu numai oamenilor, celor care ne ascultă. Este o meserie frumoasă, este m-a reprezentat în această Ai perioadă. Ai vrut să faci asta sau cineva a fost mi-am o provocare dorit, așa? Mi-am dorit să fac acest... Doamna Eugenia Florea, aveam vârsta de, Doamne, aveam vârsta de 17 ani când m-am dus la Radiodifuziunea Română în București. Am fost invitată tot așa într-o emisiune și mi-a spus, măi, fata mea, tu ai o voce aparte și o voce radiofonică. Exact, da. Tu ar trebui să te îndreți. Și s-a infiltrat atunci, nu ajunsesem eu în cadrul Academiei de Muzică să mă gândesc. Nu. Mi-a infiltrat acest mesaj și eu am ținut minte și n-am să uit când soacra mea mi-a spus așa, la Radio Oltenia Craiova se organizează un concurs de redactor muzical. Soacra ta a fost? Da, asculta Radio Oltenia Craiova. Și eu ascultam de mică, eu de acolo am învățat să cânt. Și dumneai mi-a spus, dumneai a fost cea care și mulțumesc și acum, care mi-a spus și mi-a oferit această posibilitate să-mi desfășor activitatea în Radio Oltenia Craiova. Dacă nu era mesajul domniei sale, soacrei mele, nu cred că lucram, pentru o că nu știam. O salutăm pe soacra ta, uite, a fost îi salutăm pe părinți și le mulțumim pentru... Ai avut un cântec atât de frumos, am ascultat mai devreme cel cu tata. Da. Tata e cine te crește. Așa este. Și cel cu copiii la care ai videoclip. Da, avem un videoclip frumos cu băieții noștri. Am două minuni, două copile frumoase, doi băieți minunați alături de care îmi desfășor activitatea zilnică și de profesor și de redactor și de unu mamă și de cântăreț, neapărat. Părinte, pentru că ei sunt primordial pentru mine. Și dacă vreau să vă mărturisesc ceva, dragii mei, pentru un artist, familia este foarte importantă. Echilibru. Este echilibru. De acolo ne luăm seva. Dacă noi suntem bine, copiii mei sunt bine și eu pot să fiu bine în fața dumneavoastră. Da, asta sunt. Când de mai vorbim, mai dă-o la telefon. Ori, de multe ori am spus așa, toate la timpul lor. Și iată a venit vremea. Să a venit, ocup și a de venit acest vremea, album. Albumul este foarte frumos, văd că ai teme și de părinți, și de copii, și de dragoste, și străinătate, și mai luăm și un telefon, spune regia, alo? Alo? Da. Alo, bună seara, da? Cu cine vorbim și de unde ne sunați? Mă numesc Petre din județul Caraș-Severin, bună seara, aș avea și eu... Aș vrea și eu o dedicație pentru fiul meu, Octavius. Cu drag. Și pentru colegii lui de la muncă, Florin și Geta, Florin din Aida și Geta din Oravica. Da. Să vă aducă numai bucurii fiul dumneavoastră și să vă aducă împliniri în viață. Și dumneavoastră la fel. Mulțumim. Și vă doresc multă sănătate și să o țineți tot așa. Vă urmăresc de mult timp emisiunea dumneavoastră și îmi place foarte mult.
Mulțumim, mulțumim! Vă invităm în continuare să ne urmăriți, să vedeți ce emisiuni frumoase avem și cu prilejul sărbătorilor de iarnă, da? Mulțumim frumos, salutăm acolo pe cei din Cara Severin, uite că sună telefoanele din toată țara. Și noi așteptăm să sunați pentru că ne dorim să stăm de vorbă cu dumneavoastră. Pentru mine publicul este foarte important. Uite că mai avem cineva gând la gând. Bună cu seara. Mai spunem un bună seara. Bună seara. Cu cine vorbim? Cu doamna Barbara de la Suceava. De la Suceava. Moldova e cu noi în seara asta. Bună seara, doamnă. Bună seara, de când vă urmăriez, doamnă, vreau și eu dedicați cu scumpa și frumoasă doamnă care o lăsăm de voastră. Cum să nu? Cu drag. Cu drag, vă oferim o dedicație specială, un cântec de mamă vă vom oferi în următoarele momente, să știți. Mulțumesc frumos, chiar că nu am nici mamă, nu am pe nimeni pe lume. Of, îmi pare rău. Cum ne vedem, doamne, la dumneavoastră și cum ne auzim acolo la Suceava? Ia, spuneți. Foarte frumos. Toată lumea vă urmărește. Doamne, ce ne bucurăm. Să vă bucurăm sufletul în continuare. Asta ne dorim. Și să nu mai aveți tristețe în glas. Vă rog din suflet. Maria, o să vă cânte dorim, în seara asta, da? Noi vă dorim de aici de la... De aici vă dorim de la Gorj, noi vă dorim să aveți parte de sărbători luminoase, frumoase. Mulțumesc frumos! Și multă, multă sănătate, iar cântecul să vă înveselească inima. Și de... Doamne ajută! Doamne ajută! Mulțumesc, vă salutăm! Vă salutăm cu drag și mulțumim! Și pentru că vorbim, iată, cu o moldoveancă, vreau să menționez că în realizarea albumului am avut o colaborare foarte, foarte frumoasă cu Orchestra Lăutarii din Chișinău. Trebuia să vorbim, normal. Și maestru Nicolae Botgros, a fost un vis împlinit. Cine nu-și dorește? Da, am așteptat o bună perioadă de timp, dar a meritat și iată că am realizat un album frumos și o colaborare extraordinară, meticuloasă, ce-i drept. Însă... Tu ești meticuloasă, așa, prin firea ta, organizată și toate să fie acolo cum trebuie. Altfel nu avem cum să ne punem toate lucrurile la punct dacă nu suntem... Ce frumos să stă cu maramă. Să știi că îmi place să pun costum așa complet, autentic, mașa e superbă. Probabil de acolo, de la tine, din zonă, da? Din uite zonă, că n-am da. Zis exact de unde vii tu. Eu știu că tu ești din Bănie, acolo, dar... De lângă Craiova, din comuna Bucovăț. Așa, de la Bucovăț. Iar rădăcini din partea tatălui am în comuna Gogoșu, undeva la interferență dintre Dolj, Gorj și Mehedinți. Așa că la noi... din toate zonele. La noi, da, este un atu, să exact. Spunem așa. Și o posibilitate, de ce nu? Iată, de acolo am adunat ce spuneam mai devreme, mi-am desfășurat acea parte profesională de cercetător în folclor, pentru că acolo, într-adevăr, mai găsim rapsos și rădăcinile încă sunt vii. Și marama, ce pot spune, ce pot spune despre costume, că este că în zona aceea, în comuna Gogoșu, din partea bunicilor dinspre tată, acolo se poartă zăvelca. Da, așa cum, foarte frumoasă. Sau vâlnicul, zăvelca, cum spun mehedințenii, da? Da? Și costumul popular pe care îl port în această seară este un costum autentic. Se vede. De la străbunica mea am poalele albe, iar costumul este de dolj. Cu migală făcut. Cu migală, da. Costumul este de dolj, iar marama o am din Olt. E din Olt, dar e frumoasă și parcă este foarte frumoasă și o prețuiesc. Este o maramă deosebită, are alese cusături pe ea și pot spune că mai am astfel de marame și îmi place să le împrumut, să știi. Și îmi place să le ofer. Poate te aude cineva. Da, îmi place și să le împrumut și eu le-am dat și copiilor pe care îi îndrum, le dau costumele mele să le poarte. Eu nu am fete, dar mă mândresc să Dumnezeu văd, două onorori pe să dea Dumnezeu tău. Și să cânte. Să și știi că cel mic, cântat, dacă tot ai zis de cânt. Să știi că cel mic, băiatul meu cel mic mă moștenește. Vreau să vorbesc cu tine după ce cântăm. Cu siguranță știu eu că te va moșteni. Abordăm un subiect așa mai amuzant, să zicem. Trecem la cântat, da? Maria Rotaru ne va cânta melodii frumoase cu glasul ei duios.
oamenii mari, să cântăm cu toți cu voie bună, azi copiii noștri se gunună. Hai veniți aproape toți nuntașii, să jucăm cu mirii și cu nașii. Ginerică-și sărută mireasa, nașul mare o joacă pe nașa. Hai veniți aproape toți nuntașii, să jucăm cu mirii și cu nașii. Ginerică-și sărută mireasa, nașul mare o joacă pe nașa. Hai veniți aproape toți nuntașii, să jucăm cu mirii și cu nașii. Ginerică-și sărută mireasa, nașul mare o joacă pe nașa. Caz de toate, dar mor de singurătate.
nepoții au viața lor și eu stau și le duc dor. Unde-s copilașii mei, că duc grija la toți trei. Căsuța dintre dealuri,
am un dor în inimioară, de anii mândre ai pruncii ei. Mi-a fost a bunicii poală, leagănul copilăriei. Priveam seara licuricii și cât era de frumos. S-a dorm în poala bunicii, dar ce-am trăit nu se uită. Zburdam ziua pe islaz, încântat de ciocârlie. Mă-ntreceam cu mierla în glas până seara la chindie. Maria Rotaru, floarea cântecului popular oltenesc, ne aduce cântece din lada de zestre a cântecului oltenesc. Am mai ascultat încă 4 melodii de pe cel mai recent album. Mi-a plăcut, ai și ceva cu bunica, ceva cu mama. Da, temele, cine le-a ales temele? Temele au fost alese de mine, așa cum am spus, au fost melodii pe care le-am realizat în colaborare cu oameni frumoși la suflet și le mulțumesc încă o dată doamnei Rozica Petra, Georgianei Ion și melodia doamne cum câteva, melodia cântecul doamnei doamne cum trec anii mei. Vreau să-i mulțumesc lui Valentin Andrei pentru că el este cel care m-a ajutat în realizarea acestor texte frumoase, acelui text. Da, melodiile mi-aparțin și textele pentru că a fost o colaborare frumoasă și eu zic că am realizat cântece frumoase. Ce pot să spun? Melodia La cireșul din grădină. Da, am foarte sensibilă. O melodie foarte sensibilă. Toate melodiile, să știți, dragii mei, draga mea, sunt inspirate din viața reală, din amintirile mele,
din trăirile mele și sunt convinsă că fiecare dintre cei care ne urmăresc se regăsesc în ele. Pentru că un artist își cântă dorul, își cântă dragostea de bunică, își cântă dragostea de mamă, dragostea inimii și dragostea de copii și nu numai. Există atâtea teme frumoase. Eu am ales aceste teme. Pentru că... Și am văzut că nici tema nunților, uite, da, obiceiul, trebuie să ne bucurăm de momentele frumoase din viața tinerilor care se căsătoresc. Și sper trebuie să vină cât mai curând nunțile. Da, este foarte greu pentru artiști, pentru că a fost o pauză, este o pauză pentru noi destul de mare și cred că pentru toată omenirea. Aș dori să mai fim ca altă dată, mai uniți, mai buni. Aș vrea de 10 ori să cânt la o nuntă de 3 zile acum, deci m-aș întoarce. Sunt convinsă că ne dor, tuturor le este dor de vremurile care au fost. Așa cum spuneam, aceste melodii le-am ales cu sufletul, temele le-am ales cu sufletul. Unde ești copilărie? Să știți că în aceste versuri se regăsesc pas cu pas fiecare moment al copilăriei mele. Da, mergeam pe câmp cu bunica, cu turmele de mioare și mă pieptăna la umbrița părului, acolo, în comuna Bucovăț, pe dealul Bucovățului. Totdeauna ai avut o podoabă capilară, da, așa mai da, lung, da, da, părul lung? Părul lung, da. Mi-a plăcut să port părul lung. Și se spune că părul este podoaba și puterea femeii, așa da? Că, doamnelor, păstrați-vă podoaba părului, da. Părul dumneavoastră, podoaba capilară bogată și frumoasă, pentru că este puterea dumneavoastră. Atunci când o femeie își taie părul, își mai taie din puterea ei feminină. Acum, în perioada sărbătorilor, apropo de copilărie, ce făceați voi în perioada asta? Apropo de, uite, da, de bunici, de, eu știu, de obiceiuri care acolo la tine, în Bucovăț, așteptam colindătorii și se desfășurau aceste activități în preajma sărbătorilor de iarnă. Ne bucuram de steaua, de, în zona, sunt zone diferite unde am copilărit, în zona de deal, dinspre Mehedinți, cum spuneam, în comuna Gogoșu, așteptam vicleiul, așa se spunea, acestui obicei pe care îl desfășurau colindătorii. Vicleiul însemna colindul cu steaua. Da, era un obicei special și foarte multe obiceiuri în acea zonă. Da, ei realizeau, construiau o căsuță și acolo, bineînțeles, și steaua care era de fiecare dată realizată de copii, dar căsuța aceasta se numea vicleiul. Ce pot să vă spun? Așteptam cu nerăbdare Crăciunul. De ce? Era acea surpriză sufletească în inimile noastre, în ființa noastră, de a veni moș gerilă atunci. Moș gerilă era atunci. Da. Și ne aducea portocale foarte multe și îmi plăceau portocalele. Pe vremea aceea parcă aveau miros. Au un alt gust și un miros, da, deosebit. Da. Pentru că le vedeam mai răruți, le gustam mai rar. Da, da. Și ne bucuram de orice dar pe care ni-l oferea, îl primeam cu sufletul. Și așteptam Crăciunul. Am crescut cu trei suflete minunate, verișoarele mele. Și eram... Frații ai? Am un frate, un frate minunat. Să te bucuri de el. Și, da, mă bucur și fiecare să se bucure de cei apropiați, mai ales în această perioadă de sărbătoare, pentru că ne așteaptă o perioadă de magie. De magie, pot să spun, pentru că... podobim bradul, ne ocupăm de casă, ne curățim sufletele, casa, tot ceea ce este uman trebuie să vibreze, da? În această cine perioadă. Cine mai are pe la țară, da? Cine nu cumpără și taie în curte, că se da? Practică în ziua sau de astăzi. Sau taie de pe listă, Doamne ferește, știi? Da, da. Vorbeam mai devreme de copilașul tău că o să calce pe urme cu siguranță. De ce? Pentru că eu știu o întâmplare, da? Tu l-ai născut, era să-l naști cântând. Da, nu? Așa este. Cum s-a întâmplat la 8 luni am plecat cu el la Deva, aveam un eveniment. Deci erai însărcinat 8 luni. În 8 luni, da. Aveam un eveniment... cum spuneam și mai devreme, am avut onoarea și prilejul de a susține acest dar pe care Dumnezeu mi l-a dat alături de oameni mari. Și atunci ne-am întâlnit cu
Dumitru Fărcaș, regretatul Dumitru Fărcaș, deci ai avut domnul privilegi. Profesor Ioan Bocșa, Ionuț Fulea și mulți interpreți din Ardeal, iar eu eram singura olteancă. Și bineînțeles, jucam și n-aveam nicio treabă în costum popular, în luna a opta cântam și n-aveam nicio treabă. Și soțul meu și toată lumea, bineînțeles, mi-a spus, draga mea, mișcă-te mai încet, că ai... voi sunteți doi, nu ești doar tu. Nu, pentru mine cântecul înseamnă suflare, suflare divină. Și atunci când mă aflu în fața oamenilor, eu trebuie să cânt. Pentru mine e foarte important să pot transmite mesajul meu oamenilor. Și, pur și, și am, bineînțeles, la ora 4 m-am dus liniștită să mă odihnesc. La ora 8, neavertizat, direct la spital și l-am născut. Iată că astăzi mă mândresc cu cei doi copii, amândoi mă moștenesc, cel mic are acest talent, această suflare muzicală divină de la Dumnezeu și din naștere. Da. De asta spun, auzul muzical îl lucrăm, dar ce este acolo plămădit în sufletul artistului trebuie șlefuit. Da? Și cel mic, într-adevăr, cântă foarte frumos. Ceea ce eu nu-i stresez. Doar muzica populară. Eu nu-i stresez, draga mea, să cânte. Eu le cânt în casă. Dacă ei vor să cânte cu mare drag, ai încercat și un alt gen de muzică? Abordez, nu știu, romanța, muzica ușoară. În Academia de Muzică am avut ocazia să întâlnesc oameni, profesori deosebiți și oameni care cunosc cunosc arta cântului. M-am bucurat de cursurile doamnei profesor Ana Rusu de canto clasic. Da. Și am învățat și muzică clasică. Este o tehnică vocală diferită, dar totuși asemănătoare, așa în mare. Însă se cântă în muzica clasică, impostația este diferită. Da. Este diferită și m-a ajutat foarte mult pentru că am învățat lucruri noi și da, și putut cânta muzică clasică. Am fost trasă de mânecă. Da, ești o soprană, se vede așa. Să știi că sunt o mezzo-soprană. Da? Da, o mezzo-soprană sunt. Am vrut eu să-mi depășesc, am vrut să-mi depășesc limitele, deși vocea mea și timbrul meu este de mezzo-soprană. Da? Ce pot să spun, Betty, este că am fost trasă de mânecă la un moment dat de doamna profesor Ana Rusu și a spus, măi, fata mea, tu ce vrei să faci? Muzică clasică sau muzică populară? Cum vrei să continui? Că tu, dacă te mergi mai departe cu muzica clasică, tu vei deveni o mezzo-soprană foarte bună și vei merge mai departe. Și eu trebuie să jlefuiesc acest... Da. Și am spus, nu, eu m-am născut să cânt pentru... M-am născut pentru cântecul popular. M-am născut să cânt muzică populară și eu așa cred că până când va ține Dumnezeu glasul... Cum voi, îți menții voi glasul, pori... Maria? Apropo, am auzit și eu și mai discutam noi așa câteodată că e bine să cântăm impostat ca să... Cred că mai atins în punctul sensibil. Draga mea, atunci când ai o tehnică vocală bună și cânți corect, te ajută foarte mult. Însă, noi oltencele vorbim foarte mult și asta este... Mai mult decât când uneori. Și asta este pentru noi este un lucru foarte greu de dus, pentru că vorbirea ne afectează corzile vocale și noi, ca să putem cânta noi oltencele, pentru că suntem soprane, mezzo-soprane și trebuie să ducem acele floricele, să le atingem și să le... Hidratul, așa cum exact, trebuie, da? Da, și să atingem înălțimile, noi trebuie să facem un repaus vocal. Numai că nu știu când ne va mai paște acest lucru. Acum l-am făcut, dar tot vorbim. Repaus total și de cântat și de vorbit. Dar acum l-am făcut puțin de cântat, că pandemia asta... Să știi că i-am dus lipsa și îi duc în continuare lipsa, pentru că ceea ce mi-a frânt așa inima în două, pot să spun că a fost și sentimentul... Aripile, așa, a puțin. Fost, da, mi-a rupt o aripă, mi-a luat, clar, da. Pentru că eu, atunci când mă aflu în fața omului și interpretez un cântec, trăiesc undeva deasupra și transmit dincolo de ceea ce e uman și îmi doresc acest lucru. Maria, te-aș asculta la infinit, dar
ce zici tu, că emisiunea noastră e pe final? Nu cred. Nu cred. Deci trebuie să mai vin, să mai episod, să mai partea vorbim a doua, și să mai treia, povestim. Nici n-am mai luat telefoane, ne șoptește regia, pentru că aș vrea să ții la revedere de la telespectatorii noștri care te-au urmărit cu siguranță. O să vezi și tu câte mesaje ai acolo, da? Câte am și eu. Abia aștept să le citesc, dragii mei. Ne apropiem de sărbătorile noastre care ne însuflețesc inimile. Să vă găsească Crăciunul sănătoși, în primul rând, mai buni, cu multă vibrație sufletească înălțătoare către Bunul Dumnezeu, curați la suflet. Să aveți sărbători tihnite și călduroase alături de cei dragi și să vă petreceți alături de interpreți, pentru că ei fac ceea ce își doresc, să vă aducă în suflete bucurie. Bucuria să vă fie în inimi și să întâmpinați Crăciunul așa cum se cuvine. Mulțumesc și eu din suflet, draga mea prietenă, draga mea colegă, Maria Rotaru. Să fii sănătoasă, draga mea, și eu îți mulțumesc. Seară. Dragilor, sper că ne-ați urmărit și v-a plăcut emisiunea noastră. Rămâneți în continuare cu Maria, că o să mai cânte încă 4 piese minunate până marțea viitoare. Dacă astăzi suntem vineri, marți, ne revedem din nou. O să am o mărie pe care o sărbătoresc, nu vă spun despre cine-i vorba. Seară minunată cu cântec, da? Maria Rotaru. Din
Azi, oameni, faceți loc, că intră orice din joc. Cântați lăut, ardezor, că-i ziua mărilor. Calc pe urmele tele, mama mea cu suflet mare.
de